Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre capre. Fac parte din familia bovide, fiind singurele reprezentante ale genului capra. Caprele domestice se trag din capra sălbatică străveche, numită bezoar, originară de pe teritoriul actual al Turciei. În prezent, sunt recunoscute peste 300 de rase de capre domestice. Paradoxal, caprele sunt mai înrudite cu vacile și căprioarele decât cu antilopele. Sunt considerate că ar fi printre primele animale domesticite de om cu multe mii de ani în urmă. Primele popoare care au păstorit turme de capre au fost cele din Orientul Mijlociu. Acești oameni foloseau animalele pentru carne și lapte, precum și pentru păr și piele, din care își confecționau îmbrăcăminte. Cele mai multe capre, în mod natural, au două coarne de diferite forme și mărimi în funcție de rasă. Unele rase nu au coarne. Masculul se numește țap și puiul se numește ied. La vechii egipteni, capra era un animal venerat pentru prolificitatea ei. Faraonul Cepranes a fost înmormântat împreună cu 2234 de capre. În lume există aproximativ 800 de milioane de capre, cele mai multe fiind în China, într-un număr de peste 200 de milioane de exemplare. Australia și Noua Zeelandă sunt cei mai mari exportatori de capre. În vremurile vechi, caprele erau luate pe corăbii ca și sursă proaspătă de lapte și carne. Au fost primele animale ajunse din Europa în America, fiind aduse de Cristofor Columb. Când nu existau monede, caprele erau folosite la schimb pentru argint, fiind foarte valoroase. Există o rasă de capre care leșină. Când sunt speriate, aceste capre cad rigide pe sol pentru câteva minute. Este vorba despre o afecțiune congenitală numită miotonie. Și caprele și țapii au coarne și bărbi. Există rase de capre fără urechi. Caprele au pupilele rectangulare dispuse orizontal, asemeni sepiei. Din acest motiv, vederea lor periferică este foarte bună la 360 de grade, spre deosebire de om care vede doar la 200 de grade. Două țesături fine și foarte apreciate provin doar de la capre, cașmirul și mohairul. Mohairul este produs din părul caprei de angora turcească, iar cașmirul din părul caprei cu același nume, cașmir. Caprele sunt acoperite cu păr, nu cu lână, și sunt foarte sensibile la frig și ploaie. Răcesc ușor, iar dacă nu sunt îngrijite corect, pot dezvolta boli de piele sau parazitare. Pot fi folosite ca și animale de tracțiune sau povară, pentru că ele pot căra cu peste 30% din greutatea lor. Sunt maestre în cățărat, se urcă în copaci, pe acoperișurile caselor sau chiar pe stânci cu pereți aproape verticali. Caprele sunt compatibile și cu alte specii de animale domestice. Relaționează bine cu vacile, caii, oile sau măgarii. Deseori, se poate vedea o capră cocoțată pe spinarea unui cal pentru a ajunge mai ușor la frunzele unui copac. Caprele au 32 de dinți, 24 de molari și 8 incisivi. Toți dinții sunt poziționați pe partea din fața mandibulei. Pe partea din fața maxilarului, caprele nu au dinți, ci o placă dură. Dimensiunile caprelor variază mult în funcție de rasă. Caprele nigeriene pitice cântăresc doar 9 kg. În schimb, caprele anglo-nubiene pot ajunge la o greutate de 113 kg. Capra mai este numită și vaca omului sărac. O capră produce în jur de 800 de litri de lapte pe an. Specialiștii consideră laptele de capră ca fiind un produs mult mai sănătos decât cel de vacă sau de oaie, prin cantitățile de vitamine și de minerale pe care le conține și prin faptul că se digeră mai repede, nu provoacă reacții alergice, stimulează imunitatea și previne anemiile. În Maroc se găsește un arbust care crește exclusiv în regiunile din sud-vestul Marocului, numit argan. Copacul mai este cunoscut și cu alte denumiri, cum ar fi copacul vieții, aurul deșertului, măslinul Marocului sau copacul în care cresc capre. Deoarece vegetația din Maroc este sărăcăcioasă, caprele sunt nevoite să urce în copaci pentru a se alimenta cu frunze și fructe. Caprele sunt și bune notătoare. Caprele sunt drumegătoare, având stomacul alcătuit din 4 încăperi. După ce este înghițită mâncarea, ea este regurgitată mai târziu și remestecată. Deși se spune că ele mănâncă orice, caprele sunt chiar pretențioase. Dacă au la dispoziție mai multe opțiuni, o vor căuta și alege pe cea mai gustoasă din punctul lor de vedere. O capră poate făta într-un an 1, 2 sau chiar 6 eduți în funcție de rasa din care face parte. Perioada de gestație este de 150 de zile. Capra este o mamă foarte bună și devotată. În România, cele mai apreciate rase de capre de către crescători sunt Carpatina și Alba de Banat. Există și o rasă de capră care produce lână exact ca oaia. La noi în țară, crescătorii de capre afirmă fără ezitare că acestea sunt cele mai rentabile animale domestice. O capră poate trăi între 15 și 18 ani. Există și excepții când o capră a trăit chiar 24 de ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe.
Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!